posibil ca unii alegători să fi votat una și să fi declarat alta. Dar cred că, în realitate, marja de eroare mai mare decât diferența dintre candidați a fost la aceste previziuni feromate. Unicele de guvern, ce vei cere pentru Sibiu pentru următoarea perioadă? Pentru Sibiu? Același lucru pe care l-am cerut și până acum. Tratament echitabil. Este clar că va avea loc o discuție, nu numai la PSD, ci în toate partidele, dar nu cred că vor avea loc acum imediat schimbări spectaculoase. Așa este într-o cursă electorală. Unul câștigă, omul pierde. Asta nu înseamnă că partantul trebuie neapărat să primească altă poziție în partid.